Bună ziua, numele meu este Bogdan Roman și apreciez că ați dat curs invitației noastre de a marca astăzi împreună un nou început. Alături de mine sunt Ovidiu Albert, profesor de istorie și președintele cunoscutei Asociației Mușatini, Liviu Ilie, antreprenor și promotor al mișcării sportive de masă în Roman și Adrian Gherghel, unul dintre romașcanii care nu se feresc să spună lucrurilor pe nume. Vă rog. Bună ziua! Ne aflăm aici pentru a anunța în mod oficial înființarea filialei Roman a Partidului Împreună pentru Moldova. De ce tocmai aici? Pentru că această arteră este reprezentativă pentru modul în care sunt făcute lucrurile la Roman și pentru modul în care reacționează autoritățile. După ce ani de zile au negat existența unei probleme, s-au decis în cele din urmă să o paseze în altă parte. Numai că nici asta nu a fost în stare să facă din cauza unor chestiuni juridice. Eu, ca și mulți alți romașcani, ne-am văzut de treabă în acești ani, am plătit taxele, impozitele, am desfășurat activități în comunitate și am crezut că e suficient. Ne-am dat seama că nu este și am decis să ne implicăm mai mult. Am ales Partidul Împreună pentru Moldova pentru că luptă pentru interesele regiunii, iar Romanul este, dacă vreți, inima Moldovei pentru noi toți, cei care locuim în Roman. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Adrian Gherghel și consider că principiile sunt cele care trebuie să primeze în viață. Nu toți au capacitatea de a înțelege acest lucru, de aceea mă bucur că sunt alături de persoane care au aceeași viziune cu mine, cei care sunt alături de mine. Am susținut proiectele celor de la Împreună pentru Moldova încă de la început, din fază incipientă, când erau ONG, și încercau să influențeze deciziile politice și ale autorităților. Era doar un pas natural, normal, să mă alătur lor, mai ales că dacă este să vorbim local și să ne referim la cei aflați astăzi aici, lângă mine, sunt oameni pe care îi cunosc și cu care am făcut proiecte împreună. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Liviu Ilie. Și pentru mine este prima implicare într-un partid politic. Până acum, asemenea lui Ovidiu și Adi, am preferat să mergem la serviciu și să mă implic civic în timpul liber. Dar de ceva vreme simt că nu mai este suficient și sunt de părere că este mai cinstit să fac un astfel de pas decât să stau pe margine și să arăt cu degetul. Este ceva nou și diferit față de implicarea civică. Dar avem energie, bunăvoință și proiecte bune pentru oraș. Mulțumesc! În ultimii 30 de ani, cum toți știm, partidele centraliste au beneficiat de următoarele subvenții acordate de statul român. PSD, 325 de milioane, PNL, 158 de milioane, USR, 43 de milioane, ALDE, 33, PMP, 20 și Pro-România, 5,56. Banii, deveniți ai lor, munciți de noi, au fost canalizați către un singur scop, să ajungă din nou la putere. Sau la butoane, cum le place lor să spună. Câte împăduriri au efectuat reprezentanții partidelor centraliste în Roman? Noi am împădurit cu 20 de copaci într-o singură campanie. Câți copii au convins să nu abandoneze școala? Noi am lucrat în cadrul proiectului Faci Cartea ai parte cu cel puțin 100 de copii. După ce Senatul a votat împotriva introducerii, așteptăm puțin. După ce Senatul a votat împotriva introducerii obligativității cursurilor de prim ajutor în școli, noi am demarat proiectul Învață să salvezi o viață, donând și stabilind calendarul pentru un an și jumătate, pentru ca elevii din liceele și școlile romașcane să beneficieze de aceste cursuri.
Cum i-au sprijinit reprezentanții partidelor centraliste din Roman pe cei aflați în prima linie la debutul pandemiei? Noi am fost alături de acești oameni, donând în mod repetat materiale, măști și virucizi, pentru ca ei să nu se contamineze în momentul în care statul îi părăsise. Candidații partidelor centraliste, deși neperformanți în viața civică, au ajuns să pară profesioniști. Ei primesc sondaje în fiecare zi. Un candidat al unui partid politic mare este instruit să facă exact ce trebuie pentru a fi ales, să promită. Și știe exact ce trebuie să promită datorită sondajelor făcute din banii noștri. Noi, în schimb, suntem oameni care ne-am săturat de ei. Spre deosebire de ei, noi am demonstrat că suntem capabili. Noi am performat și performăm în domeniile noastre și abia așteptăm să performăm pentru oameni. Nepotism, relații, pile, partipriuri, interesul personal trebuie să fie cuvinte care descriu lumea de ieri și nu de mâine. O lume modernă este bazată pe binele comun al tuturor cetățenilor din oraș, fără excepție. În timp ce partidele mari au logistică, au fonduri imense provenite din afaceri cu statul, au organe de control și anchetă, au bazin electoral manipulat și cumpărat, ei bine, noi ne avem unii pe alții. Am ales să candidăm sub umbrela Partidului Împreună pentru Moldova pentru că este un partid regional care nu e nici de stânga, nici de dreapta, singurul scop fiind acela de a promova interesele Moldovei și ale moldovenilor, pentru că acolo, la București, să nu mai uite de noi 4 ani la rând, pentru că apoi la alegeri să ne promită marea cu sarea. Noi vrem dezvoltarea Moldovei, iar Romanul reprezintă o parte importantă a istoriei acestei regiuni și merită mult mai mult. Romanul și romașcanii merită un primar capabil, empatic, curajos, tenace și onest. Doamnelor și domnilor, aducem în fața dumneavoastră cea mai potrivită persoană pentru funcția de primar, Teodora Baciu. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru prezență. Știu că este o mare surpriză pentru toți și pentru mine a fost acum câteva zile când acești oameni de lângă mine, extraordinari cu toții, atât de apreciați în comunitate pentru tot ceea ce fac, mi-au zis, vino lângă noi, fii parte din acest proiect pentru municipiul Roman. După cum bine știți, lucrurile ar fi trebuit probabil să stea altfel dacă e să ne raportăm la niște așteptări. Însă, aș vrea să fie foarte clar de la început. Această candidatură și toată această echipă este pentru că acești oameni extraordinari de lângă mine, dar și cei care nu sunt astăzi prezenți, însă ne sunt alături, m-au convins că este momentul să ne implicăm mai mult. Pentru că și eu, la rândul meu, sunt convinsă și știu că Romanul merită și trebuie să fie pe primul loc. Suntem sătui, dar foarte sătui, de ceea ce se întâmplă în ultimii ani în Roman. Și anume, lipsă de transparență, bani din împrumuturi cheltuiți doar pe firme prietene, aroganța autorităților de a nu se consulta cu cetățenii atunci când iau decizii importante pentru noi toți, lucrări de calitate îndoielnică, achiziții la limita legii. Exemplele pot continua. Să ne uităm la acest obiectiv pe care suntem astăzi, Artera Romanest. Am scris cu toții atâta timp că lucrurile nu sunt în regulă. Ce ne-au spus autoritățile? Că nu știm noi, că ei știu mai bine, că de fapt noi suntem rău intenționați. Ei bine, după mulți ani de insistență, și-au dat seama că trebuie să meargă în instanță. Pe de altă parte, să ne aducem aminte câte luni am stat fără apă și de ce. Pentru că Romanul este o mare mlaștină în subsol, pentru că pierderile de apă sunt imense, pentru că lucrurile nu au fost niciodată făcute la modul profesionist, ci doar pentru a se câștiga capital politic și electoral. Suntem dezamăgiți. Da, suntem dezamăgiți, dar nu resemnați. Am avut de ales între a părăsi orașul așa cum au făcut atâția alții înaintea noastră, sau să rămânem aici, să-l punem în mișcare. Este atât de trist că și acum sunt romașcani care trebuie să plece în altă parte pentru a găsi un trai mai bun, în timp ce în alte orașe din această țară, nu din altă țară, lucrurile s-au schimbat deja considerabil. Este momentul
ca noi să schimbăm această situație. După cum mă cunoașteți cu toții, ca jurnalist m-am implicat activ în rezolvarea problemelor comunității. Nu am fost acea persoană care să dorească să critique fără să vină cu soluții. Vă dau câteva exemple. Ambulanța Timp, care a revenit la Roman după ce am făcut presiuni la Raed Arafat și la Ministrul Sănătății, când oamenii din spital îmi cereau numărul de telefon al lui Raed Arafat pentru că ei nu știau cum să facă pentru a ajunge la cei oameni care depindeau, care decideau pentru noi. Costul trotuarelor, dacă vă amintiți, a fost micșorat după ce am arătat opiniei publice că prețurile erau mult peste prețul pieței. Sau cea mai recentă situație, vizita ministrului sănătății la Roman, care a avut loc după ce am vorbit cu dumnealui la telefon. Am reușit toate lucrurile acestea în calitate de jurnalist implicat în comunitate. Și sunt convinsă că împreună cu ai mei colegi care sunt aici sau care ni se vor alătura pe parcurs, în calitate de primar, voi reuși să fac mult, mult mai multe. Mulți romașcani au călătorit în străinătate. Unii dintre ei au locuit acolo. Unii încă sunt pe alte meleaguri. Ei știu cum se fac lucrările. Știu cum se comportă administrația locală față de cetățenii acelei comunități. Știu exact cum se stabilesc prioritățile. Este momentul să facem așa ceva și la Roman. Consider că cea mai importantă și valoroasă resursă a acestui oraș sunt oamenii. Și de aceea este momentul ca aceștia să fie ascultați cu adevărat, cu adevărat implicați în deciziile administrației publice locale și administrația să nu se mai comporte ca un arendaș. Administrația nu trebuie să fie un arendaș, cum a dovedit-o, din păcate, de foarte multe ori până acum, ci trebuie să fie un colaborator, în adevăratul sens al cuvântului, al tuturor romașcanilor. Ne-am obișnuit cu primari care dau raportul mai mult la București decât o fac cetățenilor din comunitate. Ne-am obișnuit cu acei consilieri locali care nu știu ce votează. Este momentul să schimbăm această situație. De aceea, echipa Împreună pentru Moldova pune Romanul pe primul loc și vă propune altceva. Onestitate, transparență și performanță. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție acum și oricând pentru întrebări. Noi nu ne luptăm cu cineva. Noi vrem să propunem proiecte pentru oraș. Toți se luptă între ei. Ne uităm la partidele tradiționale deja. Au două lupte principale. Cea din interior, pentru că sunt tot felul de găști cu interese diferite, divergente, și cea din exterior, partidele între ele. Interesul comunității rămâne undeva pe aici. Noi vrem să facem lucrurile fix cum trebuie. Administrația locală este în primul și în primul rând despre comunitate. Ce fac celelalte partide, ce șanse își dau ele lor sau... Astea sunt calcule pe care le vor face ele. Noi ne interesăm în primul rând să ne ducem proiectele la bun sfârșit, să reușim să le punem pe agenda publică, fiindcă noi am încercat să facem asta din postură civică și am observat că oamenii care sunt acolo să ia decizii nu sunt interesați de acest aspect. Este motivul pentru care am venit aici în fața dumneavoastră în această formulă. Veți renunța cel puțin până după alegeri la cariera de jurnalist? Cu siguranță. Deja de când am decis în familie că voi accepta această candidatură, semnătura mea nu se mai regăsește pe site și oricum site-ul va suferi o schimbare de linie editorială pentru că așa mi se pare corect față de cititori. Va fi obiectiv și din punct de vedere, să zicem așa, jurnalistic în ceea ce privește partidul nou lansat, nu? Tind să cred că
veți vedea că ne vom păstra echidistanța și obiectivitatea și veți vedea că vom prefera să luăm cea mai bună soluție pentru comunitate și nu pentru noi. Credeți că aveți șanse în noul partid sau era mai bine să, nu știu, vă lansați într-un alt partid? Eu nu fac aceasta pentru că sunt într-un partid. Eu fac aceasta pentru că sunt niște oameni care au dovedit în comunitate că pot să facă lucruri. Cu unii dintre ei, cu cei mai mulți de fapt, am colaborat de-a lungul timpului și am colaborat într-un mod extrem de frumos. Deci, partidul, prin simplu fapt că este un partid care este interesat în primul și în primul rând de interesele regionale, consider că este un mare plus. Am refuzat de-a lungul anilor oferte de la alte partide politice pentru că nu am crezut în ceea ce mi s-a propus. Da, aș vrea să vă mai întreb dacă dumneavoastră considerați că aveți plusuri față de ceilalți candidați, să-i spunem, celălalt candidat, că deocamdată nu știm cine vor fi ceilalți, și ce veți vrea să schimbați pentru prima dată dacă veți ajunge în funcția de primar. Sunt atât de multe de schimbat pentru prima dată, încât îmi este greu să fac o ierarhizare. Dar vă voi spune ce se poate schimba pentru prima dată, fiindcă lucrurile între a vrea și a putea sunt un pic diferite. Și vă dau un exemplu. În programul de administrație pentru următorii 4 ani pe care l-am gândit, este un proiect major prin care vom căuta să facem o... prin care vom căuta să facem o nouă sursă de captare pentru apa potabilă a Romașcanilor. Aceasta este prioritatea zero dacă ne gândim prin ce am trecut noi la sfârșitul anului trecut. Însă acesta este un proiect complex care nu se va putea realiza de azi pe mâine. Ce se poate realiza foarte repede este, spre exemplu, ca toate concursurile din primărie și din instituțiile subordonate să se desfășoare în spații special amenajate, cu înregistrarea audio-video și cu păstrarea acestor imagini timp de 6 luni, astfel încât să dăm șansa unor oameni cu adevărat competenți să intre și să lucreze în administrația publică. Administrația publică nu poate să fie eficientă fără oameni competenți. Și aceasta este o soluție care nu costă mult, care se poate implementa repede și care ar putea să aducă un plus de încredere a oamenilor în administrație, pentru că trebuie să recunoaștem, aceasta lipsește acum. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Acum romașcanii au votat în totalitate candidați bărbați. Sunteți prima femeie candidată la primăria municipiului Roman. Considerați că plecați cu un dezavantaj în start? Eu cred că nu sunt prima femeie candidată la primăria municipiului Roman, dar o să iau acest lucru ca pe un compliment și o să consider că sunt prima femeie cu șanse de a câștiga primăria municipiului Roman, dacă celelalte doamne care au candidat nu v-au atras atenția în anii trecuți. Eu cred că oamenii nu trebuie să voteze un bărbat sau o femeie, ci trebuie să voteze oameni de bună credință, oameni competenți, oameni care știu ce trebuie să facă, oameni care au viziune și oameni care au echipă care a demonstrat că lucrează pentru comunitate. Ori eu și echipa, noi le avem pe toate acestea. Am înțeles că aveți multe proiecte pe care ați vrea să le puneți în practică și care ar putea fi puse în practică. Dacă nu este personal și pare a fi în pripă, pentru că, într-adevăr, dacă e să ne referim la numărul de ore, timpul a fost foarte scurt. Însă, după cum i-am spus și doamnei Predescu, eu am mai fost ofertată de partide politice și în anii trecuți. Prin urmare, ideea de a candida cândva a existat trecător prin discuțiile din familie. Însă, nu a fost ceva care să mă atragă suficient de mult, în așa fel încât să mă gândesc la modul serios la această chestiune. Pe mine personal ce mă motivează? Păi mă motivează faptul că eu când merg pe jos prin oraș, merg la 35 de grade la soare pentru că nu avem umbră. Mă motivează faptul că în loc să avem arbori frumos toaletați, care să fie și din punct de vedere estetic să fie plăcuți privirii, dar și din punct de vedere al producerii de oxigen să fie niște arbori folositori orașului, avem niște praștii. Efectiv, avem niște praștii și cred că știm cu toții cum arată toaletările din Roman. Deci, lipsa de normalitate m-a convins că e momentul să mă implic mai mult.
Dacă mai aveți întrebări? Liderul USR de Neamț, Iulian Bulai, a spus că ar fi nevoie de o alianță între partide. Bine, el se referea mai mult pentru Consiliul Județean. Dar dacă vine și vă propune și dumneavoastră și partidul o alianță pentru locale, ați fi dispusă să intrați în negocieri? Cred că politica este arta negocierii prin excelență. Dar negocierea cu oricine va trebui să pornească de la interesul comunității. Nu am intrat în politică să ajung neapărat la primărie, pe postul de primar sau să ajungem noi în Consiliul Local. Nu acesta este scopul. Scopul este același pe care l-am spus de atâtea ori. Și în septembrie, când am făcut plantări, și când am dus copiii la film, și atunci când am inițiat proiectul, acel proiect cu manechinul de resuscitare, care este unul dintre cele mai performante din țară și cel mai performant din Moldova, da? Deci scopul este binele comunității. Orice alt tip de negociere, dacă începe cu orice altceva, se termină în secunda 2. Se poate orice partid să negociați orice partid? Dacă ne susțin proiectele, de ce nu? Noi știm că avem proiecte bune și suntem convinși de asta. Ce credeți că ar putea să ne susțină pentru moment, pentru a se face frate cu dumneavoastră? Adică se face frate cu dracu ca să, sau cu drăcoaica ca să fim mai pe înțeles. Nu știu ce au în plan și nici nu o stau acum să-mi pierd energia gândindu-mă ce vor face partidele când vor auzi de echipa care candidează din partea Împreună pentru Moldova la Roman. Dar v-am spus, contează ca proiectele importante pentru comunitate, ca normalitatea de lipsa căreia suferim cu toții în ultimii ani, să fie readusă în oraș, pentru că orașul se depopulează, orașul este tot mai îmbătrânit și politicienii care au experiență, dar nu au expertiză, se fac că nu văd aceste lucruri. Ori noi pentru asta luptăm, să schimbăm acestea. Trebuie să vă pun această întrebare, deoarece am văzut-o adresată de către unii romașcani, migrație din Europa. Eu nu mi-am schimbat niciodată buletinul de roman. Eu locuiesc în acte în roman pentru că am grijă de părinții mei care sunt în roman. Și să vă mai zic ceva, faptul că am decis în familie să avem grijă de părinții noștri, ai mei și ai soțului, într-un mod în care tuturor ne-a fost mai bine și în primul rând lor, nu ne descalifică, ci dimpotrivă ne califică. Și vă invit să vă duceți în cartierul Nicolae Bălcescu, la vreo 200-300 de metri de strada pe care locuiește actualul primar, și să vedeți cum iese iarba prin asfalt. Îl califică cu ceva faptul că doarme în roman? Revenind la numele proaspătului înființat partidul Împreună pentru Moldova și mai jos scrie romanul pe primul loc. În Moldova sunt cu siguranță municipii mai mari și mai importante decât romanul. Presupun că acest partid se ocupă de toate orașele din regiune. De ce ar fi romanul pe primul loc? Pentru noi romașcanii, romanul trebuie să fie de fiecare dată pe primul loc. Acestea sunt alegeri locale și fiecare echipă luptă pentru ca orașul pe care îl reprezintă să fie pe primul loc. Era cumva firesc să fim toți împreună pentru Moldova, dar romanul să fie pe primul loc. E o logică foarte simplă. Dacă vom avea de făcut proiecte comune, vom lupta în mod echitabil pentru dezvoltarea regiunii, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat în ultimele 3 decenii. Dar eu nu cred că există vreun romașcan adevărat care să nu simtă că romanul este pe primul loc din toate punctele de vedere și să nu-i fie dor să ajungă cât mai repede acasă atunci când vine din străinătate, de la muncă sau din concediu. Aș avea o întrebare pentru domnul Roman, dacă se poate. Vă rog. Vă rog. Ați avut un client și tot în mediul online cu domnul cu toate că sunteți din generația nouă de politicieni, să spunem așa. De ce? De unde această atitudine ostilă? Pentru că am fost dezamăgit de o clasă politică în care eu am crezut, pe care eu o validasem cu ceva timp în urmă la alegeri, pentru care noi toți am girat unii în fața celorlalți și toți am votat-o, poate, toți cei care am crezut că aduc o schimbare. M-am înșelat. A fost un șoc. Pista aceea de bicicletă a fost motivul sau a fost mai... Ca prim proiect al dânșilor,
având expertiză, să spunem, în domeniu și conștientizând că ceea ce fac ei nu este bine, nu pot să nu mă gândesc că ceea ce vor propune sau vor face de acum încolo nu va fi la fel. Aveți la acest moment un candidat pentru președinția Consiliului Județean Neamț? În momentul de față, nu. Lista de candidați pentru Consiliul Local îi cuprinde pe cei prezenți aici? Probabil că da, echipa este mai largă. Dorim să vină alături de noi toți romașcanii dornici să se schimbe ceva în orașul ăsta. Nu ne agățăm niciunul dintre noi de posturi, cu toate că oricare din cei prezenți aici am fi mai bun poate decât orice candidat este anunțat sau vehiculat în momentul de față în Roma. Vă rog. Vă mulțumesc și vă dorim să fiți alături de noi în următoarele două luni. Ca să mă scuzați că intervin, noi am vrut să stăm mai deoparte, dar ca să vedeți că și da, pentru noi... Da, mă rog să mergeți acolo, la microfon. Hai, Ionel, eu am îmi permit, eu sunt Cătălin Urtoi, candidat la primăria Iași, din partea Partidului Împreună pentru Moldova. Și îmi permit să vă spunem că, mă scuzați, apreciem treaba cu Romanul pe primul loc, pentru că oameni de la Iași vin și muncesc în Roman. Inclusiv eu am soția care este medic în Roman. Și vreau să-l invit și pe domnul președinte al partidului ca să vedeți că suntem aproape de colegii de la Roman. Am venit toată echipa de la Iași. Te rog, Ionel. Nu suntem chiar toată echipa, am venit doar reprezentanții. Bună ziua tuturor, mă bucur nespus că sunt alături de colegii din Roman. Romanul fiind un oraș cu un potențial extraordinar de mare și care nu este folosit la capacitatea maximă. Am găsit la Roma niște oameni absolut deosebiți, ca și noi. Partidul Împreună pentru Moldova s-a născut dintr-o mișcare civică. Noi nu suntem politrucii cei de 30 de ani care vin și vă promit odată la 4 ani că va curge lapte și miere pe la noi. Noi vom pune osul la treabă. Mă bucur nespus de mult pentru Bogdan Roman, pentru doamna candidat de primar și pentru ceilalți colegi că sunt astăzi aici. Sunt convins că la Roma vom face treabă bună și trebuie să înceapă dintr-un punct renașterea Moldovei. Moldova este un teren uitat de timp de către toate guvernele. De 30 de ani tot ne fac autostrăzi, ne fac străzi, ne fac de toate. Din păcate, nu se întâmplă nimic. Și știți de ce? Pentru că politicienii care au sediu la București se duc și se închină acolo ca să mai obțină un mandat. Lucrul acesta trebuie să se termine în Moldova. Noi trebuie să trimitem oameni responsabili, voci în Parlamentul României, care să se ocupe de interesul acestei regiuni. Vă mulțumesc mult! Și doresc colegilor mei să aibă mult succes în viitoarele alegeri. Mulțumesc! Putem încheia doar așa, împreună pentru Roman, împreună pentru Moldova.